aici pe canal. Sunt Ciprian Zota și aici o să încerc să facă un fel de jurnal de știri altfel. Pentru început vă invit să dați like, fiindcă mă ajută foarte mult, să vă abonați cu clopoțel pentru a fi notificat când apare un clip nou și dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. 4 noiembrie 2022, la școala gimnazială din Mănăstirea Cașin, au început activitățile culturale. Așadar, a avut loc o manifestare culturală cu titlul Conexiuni Culturale, prezentat de actorul Florin Zăncescu, președintele Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Evenimentul a fost organizat împreună cu Consiliul Județean Bacău, Primăria Mănăstirea Cașin și Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin și la care am avut onoarea să vă documentez și aici pentru urmăritorii acestui canal și nu numai. Așa că școala de la Mănăstirea Cașin a avut sarcina de a prezenta viața și opera marelui Mihai Sadoveanu. Mai multe detalii în minutele următoare. Și pentru că filmul evenimentului ar fi fost prea lung, am decis să îl împart în mai multe părți. Așadar, partea întâia va fi prezentarea făcută de directorul școlii gimnaziale Regina Maria, doamna Felicia Iordache. Și că avem în mijlocul nostru pe domnul Florin Zăncescu, președintele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Doamna profesoară Olguța Fâțu, directoarea Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău. Doamna etnograf Teodosia Rotaru. Domnul conferențiar universitar Dr. Ioan Dăvilă. Doamna primar Ienache Adriana. Preot paroh Milo Iudan. Sunt prezente la acest eveniment cadre didactice care s-au implicat în organizare și țin să precizez că avem și cadre care s-au implicat în organizare, dar n-au putut să fie prezente. De asemenea, sunt prezenți reprezentanța elevilor care ne asigură că vom duce mai departe dorința, plăcerea și bucuria desfășurării unor astfel de evenimente. Și acum, încă o dată, vă spun bun venit în localitatea noastră și în școala noastră și dau cuvântul doamnei primar, doamna Ienache Adriana. Stimați invitați, vă mulțumim pentru că ați venit la noi acasă, vă mulțumim pentru sprijinul acordat comunității noastre. Nu doresc decât să mulțumesc cadrelor didactice și copiilor școlii noastre pentru modul în care se pregătesc la fiecare eveniment în parte, în așa fel încât Comuna Mănăstirea Cașin poate fi un model în județul nostru. Mulțumesc și vă urez succes la acest simpozion. Și acum dau cuvântul domnului manager Florin Zăncescu pentru prezentarea activității.